Domnul Ion Varta, istoric. Stimate domnule prim-ministru, stimate domnule viceprim-ministru, stimați deputați, membri ai guvernului, îndoliată adunare, comemorăm astăzi victimele inocente ale unei din cele mai mari crime pe care au instrumentat-o autoritățile sovietice de ocupație pe acest teritoriu. Crima a fost instrumentată în serie, ea a fost una non-stop și în categoria victimelor, alături de aceste inocente victime ale deportărilor, trebuie să le includem și pe cele care au suferit de pe urma foametei organizate. În acea perioadă tristă, dramatică, într-un an și câteva luni s-a murit pe un cap. Din cei 1.900.000 de locuitori câți avea fosta RSS moldovenească, circa 400.000 s-au stins ca lumânarea. De asemenea, trebuie să-i avem în considerație și pe cei care au suferit în primele zilele ocupației sovietice, care au fost executați în plină stradă, fără barem un simulacru de proces de judecată. Asasinările în masă sunt o altă pagină tristă, dramatică a acestor teritorii. Bineînțeles că și victimele inocente ale mobilizărilor la munci forțate se înscriu perfect în acest martirologiu. Cei care n-au putut să onoreze rechizițiile obligatorii la stat, cei care nu puteau să acorde împrumut către stat, au fost cei condamnați la diferite termene de închisoare și de lagăre. Prin urmare, avem o listă imensă, uriașă. Este vorba de peste 1.000.000 de victime inocente care au suferit absolut nejustificat de pe urma acestor neaveniți care au poposit peste noapte și care au produs această crimă în serie. Aș vrea foarte succint să mă refer la acest gen de crimă care au fost deportările. Poate sunt cele mai cumplite trăiri sufletești care le-au avut acești oameni, întrucât starea de psihoză, de suferință psihologică a durat non-stop ani în șir, pentru că ne dăm cu toții bine seama ce a însemnat, ce a semnificat acel moment de când în plină noapte au descins în casele oamenilor oameni înarmați, au speriat copiii și au urmat imediat acel ultimatum prin care ne s-a ducea la cunoștință toate bunurile pe care le-au gonisit prin sudoare muncii, erau expropriate în beneficiul statului, care stat, de fapt, până la urmă s-au căpătuit niște ștabi comuniști din acele bunuri confiscate de către regimul opresiv comunist. A urmat acea îmbarcare în camioane și au fost transportați la stațiile de cale ferată, unde s-a așteptat unele garnituri de tren, au așteptat semnalul de plecare timp de două zile și două nopți. Deci a fost un infern. Ne dăm cu toții bine seama ce înseamnă un 6 iulie 1949, dar tocmai că a fost o temperatură caniculară și în asemenea condiții acești oameni fără suport psihologic, fără asistență medicală, fără un pahar cu apă, au așteptat să plece în acel infern siberian. Iar acolo, bineînțeles, nu ne aștepta nimeni cu pâine pe masă, marea majoritate au fost aruncați în plină taiga și au trebuit în foarte scurt timp să-și construiască acele bărăci, acele locuințe care să-i salveze de viețul de iarna siberiană. Toată această dramă mai continuă și în prezent, pentru că știm foarte bine cei care au supraviețuit acestui gen de crimă, au revenit acasă, dar n-au revenit ca cetățeni egali cu ceilalți cetățeni de atunci. Locuințele nu le-au fost restituite, echivalentul în bani nu le-a fost acordat și drama lor a continuat până în ultima zi, până la ultima lor suflare. Unii au plecat în lumea celor drept, așa, și nefiind recompensați și nefiind tratați pe măsura acelor suferințe pe care le-au suportat acolo în Siberiile de gheață. Eu am spus-o în mai multe rânduri că ar fi foarte frumos dacă acest penitenciar 13, care urmează să fie demolat, am înțeles, să-l transformăm într-un muzeu în aer liber al regimului sovietic de ocupație și al regimului totalitar comunist, unde am putea aduce toate aceste vestigii monstruoase, gen mâinile lui Lenin și acelorlalți criminali de anvergură mondială, iar pe zidul exterior al acestui penitenciar să fie trecute numele tuturor celor care au suferit de pe urma acestor crime și monstruozități instrumentate de organele represive sovietice. Și asta ar fi un gest frumos din partea noastră, o recunoștință pentru acești oameni minunați, într-un fel noi suferim de pe urma acelor deportări nedrepte care s-au efectuat atunci până în prezent, fiindcă a fost decapitată elita rurală, elita intelectuală, culturală, politică a Basarabiei. Și din
în urma unor asemenea politici reprobabile, lumea a intrat frica noasă. Oamenii s-au încovoiat, fiindcă se știe foarte bine sub textul acelor deportări din iulie 49 era tocmai determinarea țăranului să accepte așa numita colectivizare, adică despuiere de bunuri și intrarea forțată în colcoț. Și întrucât în martie 1949 această politică de colectivizare suferise eșec, erau colectivizate nici 20% din familiile de țărani liberi din satele noastre, atunci s-a pus pe rol acest scenariu monstruos, Operația Sud. Și în toamnă, deja în septembrie-octombrie, peste 80% din țăranii noștri, din familiile de țărani din satele noastre, au acceptat această benevol forțat, bineînțeles că i-au forțat, fiindcă era frica intrasăvoasă și nu era o altă soluție decât să accepte această deposedare de bunuri și să intre în aceste gospodării colective, care de fapt erau un fel de sclavagism modern, din perioada modernă. Deci, spuneam, dacă s-ar lua o decizie la nivel de guvern, ca acest penitenciar să fie transformat într-un loc al acestei memorii veșnice și unde am putea să mergem, să ne reculegem, să ne informăm despre ce s-a întâmplat, să aibă loc lecții deschise pentru copiii noștri, nepoții noștri, ca în felul ăsta să se contribuie la formarea unui spirit civic, unul care are această pietate și acest respect deosebit pentru toate aceste victime inocente ale barbarilor care au venit atunci peste noapte și ne-au eliberat, între ghilimele, așa cum afirmă unii istorici, pseudo-istorici, inclusiv cei cu titluri de academicieni. Deci nu le este rușine să... Am încheiat. Eu, pe final, vreau să vă propun ca o asemenea frumoasă adunare să se producă fiecare an la ocazia... Vă mulțumim, domnule Varta. Vă rugăm să întrerupeți discursul dumneavoastră, pentru că la această oră, în întreaga țară, se păstrează un minut de reculegere în memoria celor care nu au mai revenit la Paștină, iar trupurile lor au rămas pe veci să zacă în pământuri tărici și străine. Thank you.